În fiecare săptămână, primarul Slatinei, Emil Moț, alături de reprezentanții direcțiilor din cadrul primăriei municipiului, dar și împreună cu președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, merge în cartierele orașului pentru a sta de vorbă cu locatarii. Au fost vizite în zona școlii gimnaziale numărul 3, în zona Crișan și în zona Vacanța, pe strada Alea Muncii și în zona inspectoratului școlar. Am avut o întâlnire constructivă cu locuitorii din zona inspectoratului școlar Județean Olt, unde am identificat împreună cele mai eficiente soluții pentru dezvoltarea zonei respective. Mă bucur să văd angajamentul și implicarea activă a cetățenilor din Slatina în procesul de creștere și îmbunătățire a calității vieții în municipiul nostru. Împreună cu președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, și reprezentanții direcțiilor din cadrul primăriei municipiului Slatina, am avut ocazia să dezbatem diverse inițiative și proiecte cu locuitorii din zona școlii gimnaziale numărul 3. Principalele noastre obiective vizează îmbunătățirea calității vieții în Slatina și o colaborare eficientă cu întreaga populație din municipiul nostru. Întâlnirea cu cetățenii din zona Crișan nu s-a limitat doar la discuții, ci a fost o oportunitate de a acționa împreună pentru a face schimbări pozitive în orașul nostru. În acest sens, vă încurajez să rămâneți implicați și să contribuiți activ la viața civică a municipiului nostru. Întâlnirea cu locuitorii din zona Vacanța a fost despre perspectivele lor și identificarea celor mai bune soluții. Mă bucur să văd faptul că, prin interesul și implicarea activă a locuitorilor din municipiul nostru, continuăm să dezvoltăm împreună Slatina. Am avut o nouă întâlnire în zona cea mea, Alea Muncii, unde am discutat despre problemele și sugestiile locuitorilor. Încurajez pe toți cei interesați să participe și să împărtășească ideile și preocupările, facilitând astfel identificarea și implementarea celor mai bune soluții pentru problemele comunitare, a scris primarul Emil Moț pe pagina sa de Facebook. Vizitele în teren ale autorităților locale și județene vor continua la Slatina, pentru că orice propunere sau solicitare din partea locuitorilor orașului poate contribui la îmbunătățirea calității vieții acestora.